Salutare, prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 4, ultima oară când ne-am întâlnit noi am făcut niște misiuni de la Roy Bocino, iar acum facem din nou misiuni de la Roy Bocino și cred că vă întrebau de ce ne-am Facecam, Dragoș, unde e Facecam, ce e cu Facecam, de ce unde e Facecam, pe unde e Facecam? Lăsați-mă să vă explic. E foarte întunecat la mine în cameră și se vede ca dracu, adică poate mai încolo pe videoclip o să dau webcam-ul, por să pornesc webcam-ul. Hey, Nico, Ray, take a seat. Thank you. So, you took care of that thing. Yes. I appreciate that. Hey, no, I look after my friends. I got a lot of friends, important friends. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine, more or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. You been what? What are you, a fucking idiot? White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice in it. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys, good guys, friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Hey, sugar. Like mai zic mai vreo dată cafea. Stop me smoking this stuff, Ray. I'm fucking killing myself. Mamă, dar arată ca dracu coaie. Mamă, ce fac drogurile din oameni. Care ți-e cel mai periculos drog? Păi, mă, cred că și tu că e cel mai periculos și cel mai urât drog pe care l-ai putea lua și tu. Dar bine, acum nu știu dacă mai încă pe piață, în ghilimele zis. E crocodil, mi se pare, sau elefant. Nu mai știu cum se numea. Dar cred că e crocodil, se numea. Bă, e coaie ăla. Ma, dezastru. This is Tuna Fish, Johnny Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Stai, dracu, aici. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. Your driver. That cool? Cât se poate. Cât se poate. Limita bunului simț. Și am văzut și documentare pe net, mă rog, acum ceva timp, de acest minunat drog. Și pot să zic că era nasoră de tot. Frate, am văzut o poză, era unul cu deci, i s-a rupt, frate, jumătate de deget din cauza acestui drog, mă jur. Nu știu ce consuma, frate, dar efectiv pielea de pe ea, de pe acea, după o persoană, efectiv cădea jos. Mi se părea gen fucked up. Ia, her friends vreau să... Ah, vedeți că se leagă oarecum, știi, povestea de DLC-uri cum a venit. Asta mi-a plăcut la GTA 4, că știu întotdeauna cum să mixeze povestea celor DLC-uri. Adică nu prea, gen nici trasă de păr, prea naturală, știi? Cum fac? Ah, ok. I'm the Trash Master. Așa se numesc canalul ăsta, Trash Master. Bă, frate, și-am făcut 10 ani de YouTube, ești nebun. 10 ani de YouTube. Deci oficial, frate, pe 14 decembrie am început canalul pe Bloodborne, știi? Și, bă, frate, ce pot să zic? Vă mulțumesc că am ajuns aici. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că mi-ați fost peste tot. Adică v-am luat cu voi peste tot, mă știți de când eram mic. Și v-am bucurat pe unul dintre voi copilăria și asta este cel mai frumos cadou, ca să zic. Așa, pe care, mă rog, l-a ajutat și l-a și primit. În același timp. Nu, mă, e ceva special, bro, n-am simțit să fac altceva special, adică chestii de genul ăsta, gen, cum ne mai spune, funny moments-uri, vreau să-mi fac altcineva, adică e mai frumos când îți fac altcineva decât dacă ți le face tu, știi cum a venit. Pentru că ar părea că, gen, nu știu, te bagi de seamă prea mult, știi, și e mai frumos sentimentul ăla când, mă rog. Ăștia vorbim de diamant, noi vorbim de videoclipuri, deci de funny moments. Ok, bine.
Ne încadrăm perfect. Are you fucking kidding me? Păi noi poate știe să se întâmplă misiunea asta, băiți. Au pus în, deci, în gunoi să facă diamante, frate, știi cum a venit. Și noi le poate le colectăm și le vindem. Hai mă, frate, n-a ajuns cineva. A, trebuie să fim mai în față. Băi, tu știi cum se vedea webcam-ul meu? Bă, întunecat și verde. Deci, fără Caterinca, vă zic, întunecat și verde. Mai nasul de asta nu se putea. Și a zis că n-ai rost, frate, să fac, să-mi bag joc, adică... Na. A, mă, urcă te... Mamă, ce retardat e ăsta, mă. Ok, și acum se întâmplă ceva. Normal, și ăștia au aflat într-un mod... Au primit așa un point de ăsta anonim. Dar cum le-am știut? Dar poate că noi aici cărăm diamante, frate, și primit decât de oameni. Cred că doi sunt în mașina aia, da. Vedeți-mă că sunt om de treabă. Dar ce mă îndrează pe mine, frate, misiunea aia, gen... Că trebuie să o rămân pe ăla, pe Goldberg, ăla, avocatul, dar nu-mi dau seama, gen... Am dat mail-ul, adică i-am dat GCV-ul și nu mă cheamă, adică presupun că mă cheamă mai mult în poveste, nici cu doi nu mai am mica, deci ceva dubios se întâmplă, ar trebui practic să... Păi am terminat, frate, deci... Aaa, să vezi că nu-mi dă din cauza asta, ești tâmpit. Băi, eu sper să nu fiu bug. Mă, ce mânează povestea asta cu e-mail-ul, cu nu știu ce, trebuie să mă fac direct pe telefon. Că stau să verific mail-urile, ești nebun în jocul. Păi nu mi le verifică în realitate, dar pui în jocuri. Ești tâmpit? Păi nu folosesc mail-ul, frate, și la ce să folosesc? Îl folosesc doar când e să bag așa, când am un cod ăsta de verificat de pe Steam. Sau, de exemplu, când trebuie să, nu știu, să descarc ceva. Știi, atât, în rest, nu. N-am ce să neapă să folosesc e-mail-ul. Mi se pare useless, știi, e că mai ajut atât decât eu. Perfect, i-am pus și pe ăștia doi, acum ai descărcat diamantele. Mamă, ce o-ar fi mișto cu aia, că... Asta mă întreb și eu. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Da, ce că ne fac kill, da. Bă, ce amabili sunt ăștia. Da, mă, long way to far, să vă facem cineva să facem. Mamă, uitați-vă și voi ce outfit mișto. Ia, Agno Cadar. Nico, my boy. This is Packy's brother, Gerald McCreary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Bă, da, să stai puțin, că eu sar peste niște misiuni, frate, nu mai am... Da, mă, lasă să facem pasta, că poate eu și tu o să vină și asta trebuie la dust off. Aoleo, știu misiunea asta handicapată, cred că știu. You're late, and please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck. But that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me. Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Uh-huh.
Deci, poate noi lucrăm pentru asta ca să îl găsim pe ăla, pe unul dintre prietenii care l-au trădat pe Nico Bellic, știi? Și acum trebuie să-l omorâm pe un tip care face trafic cu... care aduce bani teroriștilor. Ceea ce e nasol, vă dați voi seama treaba asta, adică e... De la crimă de asta capitalea, vedem cât de departe. A, ok, atât, e foarte, e aproape. Așa, și pe mine mă enerve... Mamă, da, știți că am fost prost de put. Nu că am, practic, am ocolit până acum. Mă rog, nu contează. Stai mă, că de-abia am plecat aici, nebun, de-abia m-am urcat în taxi, în Uber. Ok. Deci, practic, acum trebuie să-l urmăresc cum a venit elicopterul, ceea ce e ok. Mă, dacă aveam un, cum ne mai se cheamă, o motocicletă, era poate că mai bine. În altă ordine de idei, băieți, miercuri, adică, mă rog, astăzi cum a venit, că astăzi o să fie postat așa, să sperăm, o să apare Witcher 3, era să zic Witcher 4. Bine, cel o să apară, dar nu știu exact când. Și de-abia asta o să fie un, cred că e al 7-lea Waltrop pe care îl fac. Dacă o să joc pe canal, băi, cam, știi care e faza cu Witcher 3? E joc mișto. Nu zic nu, chiar e foarte mișto, dintre cele mai bune RPG-uri pe care l-am jucat eu vreodată până acum, nu cred că-l bate nimeni. Dar mă refer, așa. Dar ideea este că la început e foarte, foarte gen moale, dacă să zic, adică nu te bagă direct în acțiune, știi? Mai mult sunt chestii pe care probabil că voi nu le știți, de exemplu, și-a trebuit oarecum să jucați primele jocuri ca să înțelegeți mai bine. De fapt, dacă s-a să vă gândiți bine, nu trebuie să știi să joci două jocuri, că nu are legătură așa în mare. Doar așa ca să zic război, dar nu prea ai treabă în jocul războiul, știi? Cam asta e faza. Mamă, și stai puțin că ai pierdut să ai știpit. Mă, stai mă puțin. Faptul ăsta să mă, e bine unde mă duc. Aulu, aulu. Păi stai că nu știu unde să mă... Hai că mă duc așa. Mamă, da, se mișcă prost pe aici. A zis vehicul, n-a zis ce vehicul. Lasă că-l văd eu, știu eu pe unde. Uite, vedeți? Dacă aveți răbdare cu mine... Și eu asta am răbdare cu voi, vedeți? Eee, fără să mă izbesc, mă, fucking plebs. Băi, fucking plebs. Cu cam se rezolvă totul, vedeți? Dacă nu mi-a dat mișcă în fel, mi-ați oferit o șansă să ajung în urmă. Așa, bagă-te în fața mașinii, da. Așa fac americanii, știți, gen sar în fața mașinii, gen mic, e pentru asigurare. Mă mir că nici românii nu fac treaba asta. Da, după mișcarea asta, stai, pot să bag webcam-ul. Că văd că s-a cam luminat afară, ceea ce e ok. Stai, mă, ci că take the helicopter, că lumează-te, frate, ești nebun, că de-abia m-am ajuns. Bă, ne ferească, mă, Dumnezeu, wow, te știu, grăbit, ești nebun, take the helicopter. Mamă, da, se mișcă și ăsta. Jirea 4, chiar că are nevoie de remaster. Păi nu văd, asta l-am pus acum, gata. Gata, i-am bu... Eu! I-am bulit pe toți acum, o, ca lumea. Sper să vadă mișto, știi, să se vadă că de cât acceptabil, mamă, ce s-a ok, then, let's fly this thing! A? Cum se pilotează asta? Da, mă, ce placa asta, elicopter, să piloteze elicopter, ne jucă, o să ieși viața mea. A, și ce-mi plac ce mie așa la jocurile video? Mi se lasă gen escort missions, mamă, deci, bă, le urăsc. Pentru că sunt prost făcute. De asta pentru că fiecare joc. Mamă. Așa. Escort mișcările sunt făcute nasul. Ba se mișcă la prea încet și moare. Ba încearcă la să fie tipul ăla de Rambo, știi, să care să se bată cu toți și să se moară. Știi, și practic te trage în jos în altul spate, că nu pot face mare brăzărie, știi? Și de asta nu mi-a plăcut. Sau la gen de tip following, mamă, mamă, ala sunt criminale, frate. Deci ala, dacă vrei să mă pedepsești, bagă-mi o misiune de aia. Să vezi cum mă distrez.
Și în cele din urmă, frate, asta cu elicopterele, pentru că se controlează în jocurile video, nu știu dacă în toate, dar în mare majoritate dintre ele, elicopterele, avioanele, se controlează nașpa. Deci un control stupid, stupid, ba se controlează nașpa, bă, gen prea brusc, ba nu prea e bine, de exemplu San Andreas, nu se controla, decât gen, nu avea stabilitate, frate, adică doar dacă mișcai mouse-ul sau dacă apăsai pe W sau pe D, auză W, așa se mișca gen foarte brusc pe D control, că nu prea aveai control. Na, poftim, poftim, de, vedeți? Dar m-a dus elicopterul ăsta aici. Mă, fratele meu, mă, nu mai fă mișto, de mâine băga mea și pula morților să-mi bag. Mamă, dă-te în pula. Ușor, gata, gata. Ale, aia trebuie să fac, dar eu nu m-am bulit. Ia, ce vrea prostul. Sper că ești fericit, eu nu. Laudate and words. Ia vedem ce e asta. Just you and me. Come in, come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Hmm. Focus. All we've ever been is bitches, working for guineas, working for niggas, any asshole with a buck, a whole lot spent in a proper manner, oh yeah, whining women as quick as possible, and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Oh. To a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. Deci noi acum trebuie să plantăm o bombă, ca să poate să facem așa, ca să aibă așa ca un fel de război între ei, între bandii, ca să zic, presupun. Așa, unde a dispărut facecam-ul? Pe unde voi? Unde credeți voi că a dispărut facecam-ul? Înapoi în vizuină, frate. Poate să fie peste un an, de exemplu, poate să fie peste doi. Nu știu ce să zic. Follow the wise guys from their meeting back to the rest of the crew, then you blow the bomb. Make sure no one walks away. It's easy, right? So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Da chiar, da chiar. Nico, I wouldn't trust myself with this. Ay, ma. And besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Da chiar, dar s-a putut să facă și el, s-a putut să facă unul dintre frați. De ce m-a pus pe mine? Mă rog. Și acum poate că ăștia se duc, mamă ce ne-am întors-o și stâmpită. Trebuie să-i mărim pe niște tip de la o întâlnire, știi? Holy shit. Ăsta-i țipătul meu de luptă, băiți. Get away, get vehicle, mă la oaia, get vehicle, mă la oaia. Mă, ce autoritar e rockstar-ul cu mine, get away, move your vehicle. N-am mai uitat pe băieții grei cum ești de acolo. Did you kick some ass? At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, so forget about it. A, uitat-te, mă. A, uitat-te, mă, ăla e. Follow Instalities, exact ce nu-mi place mie. Following Missions. Dar, mă rog, asta măcar e cât de cât mai normal, adică n-a să se scrie doi. Dezblestim zile.
Dacă să fac GTA 6, păi tot ce poate să faci? Vreau să fac, păi cred că am făcut cam toate GTA-urile. Mă rog, în afară de ala de Liberty City, frate. Mai bine le făcea asta pe PC. Că la câți bani au... din răutate, frate, nu vor să facă, ești nebun. Car, păi, că de făcut l-am putut să-l facă, ce-i împiedică, că banii au. Că să-l avă celui, că dacă nici ei n-au, nici ce să mă ajute CD Projekt. Dacă nici Rooster nu are bani. Așa, dar nu vor. Au are potențial, dar nu vrea. Exact așa mi s-a spus și mie școala generală. Are potențial, dar nu vrea. Așa e și Rockstar-ul. Și acum mă uit la un serial, făcând așa o mică pateză cu acum nu e niciun dialog și putem vorbi liniștiți. Mă uit la serialul The Rookie. E mișto, mi-a plăcut. Vezi că și ăsta, Chicago PD e mișto, dar ăla e serios așa, nu știu, prea dark. Adică e bun și ăla, dar... Nu știu, mi-a pierdut interesul la moment, dar nu știu ce, mi s-a părut că e boring, adică e sezonul ăla, mi s-a părut că e boring și, na, am vrut să spun ceva și te-am uitat, dar oricum, cred că și așa episodul, mai am așa în minte oarecum, știi, și o să mă uit să văd dacă vreau. Să mai dați și voi, măi, seriale de-astea, gen, idei de seriale, ceva mai place așa. De când m-am apucat de fumat, păi m-am apucat de fumat din, să zic așa, din 2014, de la liceu. Și știi că era faza amuzantă? Că nu le trăgeam în piept, de fapt, știi? De fapt, dacă s-a să mă gândesc bine, știi cum m-am apucat eu de fumat? Tăi mă, mi-a dat prima țigare, mă jur, să vă zic acum asta o temă cu țigara. Deci eram în Spania, deci era 2014, ca să zic așa. Și nu știu, cred că era, eu știu, martie, februarie, cred că era, știi? Și mă, cred că februarie era. Și îmi ținea toată morală cu școala, cu nu știu ce, că trebuie să învăț acolo la spaniolă, că nu știu ce, și mie nimic, că nu-mi plăcea, mă rog. Așa, și după aia, în timp ce discuta cu mine, frate, mi-a întins așa o țigară, știi? Păi și-a rămas în capul meu, frate, bă, adică mie îmi dă o țigară, adică stai puțin, frate, gen, poate m-am gândit că, bă, m-am gândit că să-i o țin până când își caută bricheta în mintea mea, știi? Și după aia, frate, păi, ia fumează, mamă, și mă simțeam atât de nașpa. Atât, ai înțeles-o că n-ați părat, gen, nu știu, nu mi se părea corect ce făcea, știi, mi se părea totuși ciudat, știi, că făcea și de față cu maica mea, știi, mi se părea fucked up, știi, dar o tată m-am obișnuit și morgă, după m-am apucat și de la școală, ca să zic așa, și mi-a zis colegii, bă, nu fuma așa, că dacă fumezi așa, ci că faci cancer la gât, păi și nu e mai safe dacă mi tragă în piept, adică fuma asta ce m-a venit în gât, adică e mai palpitat, adică e mai, să zic așa, e mai normal să fac cancer la gât dacă le trag în piept decât dacă nu l-aș trage, dar mă rog. Nu știu, asta mi-au zis colegii, acum nu știu ce să zic, acum eu știu, poate că e un mit, poate e adevărat. E, și de aici, frate, poate că m-am apucat eu și nu pot să zic că m-aș lăsa, că nu... Bine, deci care faza, dacă mi-ar dat, de exemplu, mi-ar spune doctorul Bovesc că m-ai dus săptămâni de trăit, frate, atunci mai spunea și n-aș mai face, recunosc treaba asta, știi? A, parcă îmi sunt numit pe el. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. Yeah, I knew my brother wouldn't put his faith in a bum. They'll be at them elbows in no time. That's step one of the plan complete. Come see me. We'll talk about step two. Becky, Brucey, Francis, Brucey, Agno. Minuet de end of nu știu ce. Da, adică, până, frate, eu n-am nimic, adică... Nu știu ce să fac. Yeah, sure, Phil, sure. Hey, Phil, listen, you know me, and I know you. I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Take it easy. Tell Jimmy I said hello. Okay, I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. Amuzant. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. Correct. You ain't as dumb as you look. Merci. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him, go get my stuff back so everyone can get paid.
Cu ăla vorbea singur, ești nebun. Deci cineva i-a furat, deci mai tipia fate care ia cu gunoiul, frate. I-a furat diamantele, deci noi acum poate ne cerem să-i căsăpim. Ia, de la stăm. Auzi ce m-am gândit eu, frate, să punem... Dar nu prea cred că ar merge, frate. Să mai punem că nu este de GTA 4. Dar ca și mă rog, aș putea să fac și treaba asta, că nu mi-ar fi le, că... Că mi-ar fi indiferent cu oricum îl postam. Știi? Și de recuperat tot trebuie să... Da, trebuie recuperare maximă, trebuie. La Adventuras. Aaa, știu misiunea asta. Dacă, mă rog. I don't know what you're talking about, Nikki. I gave every one of those diamonds to Ray. Ah, da, sigur. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Mhm. Mama asta mi-a făcut mie întotdeauna, frate, mi-a stat. Da, și cum fizice tot. Ați mai știut să știți, e lui Joe Vega. Iar Joe Vega, uite, Joe Vega e aici, nebun Joe Vega. Auzi, sunt orice părere mută de Joe Vega. Și când am poat, aseară pe sub brațul ăla, pe Joe Vega. Auzi, să punem asta pentru mâine? Ar pune, frate, ca să fie, ca să nu spuneți voi că sunt nesimțit. Mamă, ce l-am ocurit, au. Dar par că asta e fără facecam, dar, na, n-am avut ce să fac. A, uite mă ce face, bă, uite mă. Mama, hai că sunteți deștepti, ești nebun. Dar îmi place că sunt așa întregi. A, se vede că sunt buniți un pic. Impactul, frate, impactul. A, uite, vreau și eu niște bomboane de-astea. Mamă, coaie, ce mică acum la bomboane, mamă, coaie. În dulciuri acum, da. Și să știți că nu prea mă mănânc în dulciuri, să știți eu. Adică nu pot să zic că nu-mi plac, dar și în momentul când le am, mamă, coaie, e rupere, bro. Acum așa, în mod off-camera, mă joc Assassin's Creed 3, uitați că vă întrebați. Dar deși nu cred că vă întrebați. Dar totuși, vă zic că așa-mi place. Mama, mai țin să vă gândite că aveam misiunea de la, în GTA 3, când Claudia avea cu polițaiul ăla corupt, să cera comisar celebre, era. Ok, și da, știu că puteam să mă rompă și, dar sunt oameni ăștia zi, frate, ești nebun. I-am omorât? Mamă, futu-i morții, bă, al drag. Pare rău. Da, frate, știu că putea să împartă să-i omoară, dar și că era faza. Că după aia putea să ne pe probleme de asta majore, știi? I took out Lucas' crew and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever, they're dead and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Na, mamă, dar să știi că se vede mișto, mamă, cât de șmeche se vede. Na, se vede, ești șucar jocul, ești șucar. Mamă, și m-aș cam opri și aici, băieți. Băieți, cam asta a fost clipul, sper v-a plăcut. Da, am vrut să fie mai mult, dar nu s-a putut, așa că ne auzim toată viitoare. Pa, pa!